Nu mai sunt locuri libere în spitalele din județul Iași. Pacienții sunt tratați în ambulanță. Șase mașini cu pacienți așteptau în curtea spitalului de boli infecțioase să fie preluați de cadrele medicale evaluați și internați. De asemenea, în spitalul Sfântul Spiridon nu mai sunt locuri libere la ATI și nici pe unitatea de primiri urgențe de 5 zile. 12 pacienți sunt pe ventilator, 2 au fost transferați către alte secții de ATI, iar un altul a decedat. Medicii spun că problema nu o reprezintă paturile și surse de oxigen. În același timp, directorul DSP și Vasile Cepoi spune că din cauza supra-solicitării există posibilitatea să rămână fără oxigen.